Bună seara, sunt Tiberiu Sas, iar dumneavoastră urmăriți o ediție specială. Cum se apropie alegerile din toamnă, se ascuță biile, se fac sondaje, iar cei care aspiră la fotoliul de președinte deja au început atacurile pentru cea mai înaltă funcție din stat. Deși este luna lui Cuptor, politicienii nu sunt în vacanță, cel puțin la nivel declarativ. Universitatea de Vară de la Băile-Tușnad este un bun prilej pentru premierul maghiar Victor Orban să vină la noi în țară. Orban ne promite că face tot posibilul să aderăm la zona Schengen și pe cale terestră. Desigur, declarațiile au curs și de o parte și de cealaltă și le vom lua la rând puțin mai târziu. Diferența de opinie dintre socialdemocrați și liberali pe tema postului de comisar european prinde un contur tot mai accentuat prin pozițiile liderilor coaliției. În contextul în care premierul a anunțat că a informat socialiștii europeni că România își dorește portofoliul pe economie, eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan este de părere că șeful guvernului a fost sfătuit greșit în a-și asuma public acest obiectiv. Vedem ce nume sunt vehiculate. După atâta scandal, cât a curs pe Sena, pe Dâmbovița, pe Someș, pe Mureș sau pe tot mapamondul legat de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Paris, nu puteam să nu obținem pe scurt părerea invitaților mei din această seară în platou. În studio cu mine se află Sarmiza Andronic. Bună seara, mulțumesc! Ne bucurăm că ești aici, Sarmiza, o invitată permanentă a emisiunii. Doamna Diana Mardarovic, consilier general la Primăria Capitalei. Bună seara, mulțumesc bine ați venit. Pentru invitație. Domnul Lavrin Covaci, vicepreședinte PSD Sector 1. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și o să mai avem invitație pe parcurs, cum vor sosi, o să vi-i prezint. O să începem cu primul subiect, sondajul Curs. Avem niște rezultate recente cu cum arată de fapt și cât la sută au în acest moment niște candidați care aspiră la funcția de președinte, dacă ar fi în curând alegeri la noi în țară. Și așa mai departe. Vedem că Marcel Ciolacu conduce această listă, da, cu 31% din voturi. Aveți pe ecran momentan cifrele sondajului Curs. Apoi este Marcel Ciolacu, este urmat de Nicolae Ciucă cu 29%. Iată un procent destul de apropiat de cel al lui Nicolae Ciucă. Mircea Joana apare în sondajul Curs pe locul 3 cu 15% din voturi. La egalitate cu liderul AUR, George Simion, pe locul 4, cu 12% din totalul de voturi. Pe locul 5 se află Elena Lasconi și Diana Șoșoacă pe locul 6, cu 4% din voturi. Am să te întreb pe tine, Sarmiza, cum arată acest sondaj momentan? Probabil cifrele se vor schimba în funcție de luna noiembrie, decembrie, cum ne apropiem spre momentul cel mare al alegerilor. Arată așa cum ai arătat și tu și cum ai spus. Toate sunt lucrurile realiste astea, sau nu? Măi, sunt realiste, stai puțin. Sunt realiste în acest moment, așa cum ai subliniat, și dacă aceștia sunt candidații. Pentru că noi tot speculăm și tot punem scenarii pe masă. Până la urmă, unii dintre ei, și îți spun eu din ce știu, unii dintre ei nici nu știu dacă vor candida încă. Deci încă nu știu, pentru că se poartă tot felul de negocieri, tot felul de discuții și pentru că mă feresc să dau eu nume, că nu e treaba mea să fac asta, însă dacă aș vehicula niște nume și pe urmă s-ar răzgândi, da? Pentru că să știi că și negocierile sunt cumva întrepte, atunci aș pica, nu știu, așa, ca neștiutoare. Deci, dacă aceștia sunt candidații, mie aceste cifre mi se par chiar realiste. Nu s-a pus niciodată problema, sau poate atunci când domnul Geană și-a anunțat candidatura, atunci poate s-a discutat de, mă rog, o scurtă perioadă de timp că ar fi pe prima poziție, însă domnul Marcel Ciolacu este premierul României și are această posibilitatea de a comunica în continuu și are datoria de a comunica în continuu, motiv pentru care el poate să crească și mai mult de atât. Dar domnul Joană, mi se pare că este taman pe dos. Cu cât apare mai des, cu atât scade mai mult în sondaje. Asta, sigur, plecând de la un alt sondaj pe care l-am comentat cu tine aici la Metropola cu ceva timp în urmă, chiar la început când se discuta despre problema prezidențialelor. Deci,
E destul de riscant pentru domnul Geoană, pentru că îl strânge foarte tare România și mi se pare așa că nu, făcând tot timpul trimitere la politicienii, clasa politică, ce trebuie schimbată, ok, poți să schimbi clasa politică, dar nu tu ca independent neapărat și nu cu forța pe care, este părerea mea, pe care tu o ai în momentul ăsta. A, și mai vreau să spun ceva legat de domnul Geoană și pe urmă promit că nu mai zic nimic. S-a elucidat misterul legat de cine l-a trimis pe domnul Geoană în... Discutăm și despre asta. A, bun, dacă discutăm atunci... Vom discuta pentru că avem niște declarații și le dezbatem rând pe rând. Perfect. Între timp trebuie să-l salut și pe domnul Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe. Da, sunteți scuzați, sigur, și telespectatorii vă scuzați nicio problemă. Două mențiuni, dacă permiteți, o salut și pe colega mea, doamna Samiza, și chiar vreau să-i spun pe acum, dacă am venit, nu mai pot să vorbesc. Deci am avut de spus până acum. Acum că am venit să vorbesc. Revin imediat la dumneavoastră, și domnule întrebare. Ministru. Sunt și eu postul acele liste în sondaje sau? Păi v-ați anunțat cumva candidatura? Păi m-au băgat cumva. Așa, doar ca să zice un pic nivelul celor care sunt pe lista aia. Bun. Revin la dumneavoastră. Imediat mergem la doamna Madarovici. Intrați, breaking news. Ce să mai... Candidatul Teodorovici. Dacă vă anunțați la Metropola candidatura, e bine. Dar mă susțineți? Că eu pot să fac asta. Păi nu știu dacă eu... Știi ce, adică știi ce întreb aici? Ne-ați cerut susținerea? Corect. Bun. Vreau să vă întreb din punct de vedere al liberalilor, cum vedeți acest sondaj? Aproape sunt la egalitate. 31 Ciolacu, 29 domnul 19. Ciucă. Ceea ce pot să vă spun însă este că... Nu, 29 domnul Ciucă, văd. 31, sondajul 29. Da. Nu, am văzut sondajul curs și eram destul de convinsă că este... Nu, este 29 după curs. Mircea Geoană e pe locul 3 cu 5. Ceea ce pot să vă spun este că ierarhia, clasamentul nu surprinde pe nimeni. Chiar dacă despre cifre vom mai vorbi, cifrele se schimbă, cred că este ierarhia pe care o vom vedea până aproape de alegere. Aceasta va fi ordinea și cred că până la urmă această luptă se va da cum este obișnuit de fapt în România între candidatul de stânga și candidatul de dreapta. Cele două mari partide, cele mai mari partide pe care le are România acum își vor desemna candidații. Domnul Ciucă deja și-a anunțat candidatura, urmează să vedem și de la PSD cine va fi până la urmă candidat. E normal în calitatea lui de prim-ministru să aibă popularitatea pe care o are și urmează să vedem o competiție între cele două partide, între social-democrați și liberali. Îmi doresc, o salut și sunt destul de convinsă, cum s-a mai întâmplat în trecut, că vom câștiga această competiție. Domnule Covaș, cine strică apele între stânga și dreapta? Că aici mai sunt niște nume, mai sunt niște procente. Elena Lasconi, Diana Șoșoacă, George Simion. Da, eu m-am uitat pe sondajul curs. El are o componentă și politică pe partide și pe candidații potențiale prezidențiale, pentru că nu toți sunt anunțați. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt relativ clare. PSD pe primul loc și la o diferență mare de toți ceilalți contracandidați. Dar nu știm încă cine candidează. Nu știm încă, într-adevăr, pentru acest lucru vom avea un congres în 24 august anul acesta, deci în curând, nu mai este atât de mult, și vom decide cine va fi candidatul la prezidențiale. Dar este clar că este o opțiune foarte serioasă în rândul populației pentru partidul care este principalul partid de guvernare, PSD, și care are și primul ministru și are majoritatea deciziilor. Din acest punct de vedere, e clar că discutăm despre o guvernare care duce la niște rezultate, care nu duc la erodare, ceea ce e foarte important, pentru că observăm această tendință, sau am observat-o înainte, la potențial candidați în alte guvernări care s-au erodat stând la guvernare. Nu este cazul aici. Și Partidul Social Democrat și domnul Marcel Ciolacu, dacă va candida, se află în aceeași marjă, undeva peste 30%, 31-33%. Deci, cam asta ar fi de zis. Altceva rămâne să decidem interior. Bun. Domnule ministru, l-am auzit pe Victor Ponta spunând că l-a consiliat pe Marcel Ciolacu. Nu știu, a fost premier. A fost și coleg și omul care m-a pus ministru. Vreau să vă întreb așa, dintr-o declarație de la Victor Ponta, l-ar fi sfătuit pe domnul Ciolacu să nu candideze, să rămână premier, că puterea e mai mare. Ce spune este adevărat. De controceni. Dar nu spune e adevărat. Deci ce spune este corect. Dar motivul pentru care o face e departe de sinceritate, să zic așa. Sunt alte, de bunăvoință. Sunt alte motive în spatele acestui sfat prietenesc, dar logica așa este și nu vreau să-i contrazic pe colegii de platou.
fiecare spune cum a fost până acum. Păi dreapta niciodată, să spunem așa, adică ați avut probleme, în fine, în turul 1, turul 2 mai contează și PSD-ul cât ar fi de stânga, știm foarte bine că matematic, undeva până în 40, în cazul în care ar fi un candidat, să spunem, excelent. Că asta este viața, asta e matematică, asta e România astăzi. Dar că spuneați de sondajele astea, păi mi-aduc aminte, pe timpul Ceaușescu nu avea, nimeni nu-l combătea. Era în sondaj, era perfect. Așa și astăzi. Eu vă spun acum mi-a venit în cap. Asta este ceea ce trăim astăzi. Astăzi este, pentru că dacă pui unul în sondaj și întreb lumea despre el, e logic că ăla va avea cea mai mare șansă de câștig, e logic. Mai pui unul lângă el, care tot pe acolo și mai departe. Nu se deschide, uitați-vă că nu se deschide și asta, eu o spun ca așa am spus-o mereu. Dar românii, ușor, ușor, dacă doar vor rămâne să asculte și nu vor încerca să se întrebe, ia, ce spun eu, poate corect sau greșit, poate ce spun colegii, corect sau greșit, și să aibă propria lor logică și judecată și în fine de concluzie, o să trăiască ceea ce au trăit până în 89. Dar sub o altă formă, e adevărat. Mai în glumă, mai în serios. Candidat sau nu? Că ați deschis subiectul. Știți cum e? Uitați, astăzi m-am dus la birou. Și nu este poveste, oamenii pot să confirme. Oamenii care întrețin clădirea. Și din vorbă în vorbă și așa departe. Și oamenii m-au întrebat, domnule, de ce nu mai sunteți în politică? Ne pare că nu mai sunteți în politică. Zic, domnule, știți acum așa și mai departe, în fine. E o situație. Și de ce nu candidați? Nu poți să-i spui românului că a candida înseamnă mai mult decât a te înscrie într-o cursă. E nevoie de un vehicul politic, e nevoie de foarte mulți bani, e nevoie de o foarte mare și bună și eficientă infrastructură de partid și nu numai, ca să poți să intri. Poți să fii cel mai bun din clasă. Ce asta înseamnă? În România cumva contează cine mai bun? De cât timp mai contează acest lucru? Discutăm imediat de lupii ăștia singuratici care și-ar dori să candideze independent și singur. Vreau să vă dau o știre? O știre pot să vă dau. Vă rog. Că am realizat după 4 ani că nu ai cum să schimbi din afară ceva. Și trebuie să recunosc și asta și mă bucur să recunosc ca să spun asta, șansa de schimbare a României ce puțin aparține PSD și PNL. Niciodată partidelor mai mici decât PSD și PNL. Nu vreau, n-am nimic cu cele mai partidele mai mici, dar șansa de a schimba țara aparține partidelor mari. Ideea este acum ca ele în interiorul acestora să înțeleagă cei care încep să conducă să și așa departe să schimbe oricum abordarea astfel încât să guverneze pentru țară, pentru România. Bun. Pe aceste considerente cu sondaje, cine candidează, cine nu candidează, au apărut atacurile deja, Ciolac cu Joană, primul atac, primul clinci așa, și aș dori să vedem un fragment din declarație. Rog colegii să ne dea declarația cu domnul Ciolac. Eu mi-aș dori și mai mulți români să ocupe funcții în alte... Păi am avut unul care a candidat la NATO, dar nu s-a susținut decât el pe sine. Hai să vedem ce am realizat pentru țara noastră, că totuși ești român. De ce te-ai dus acolo? Ce ai făcut? Cu ce ai ajutat România? Un soi de bilanț al domnului Joană? Păi ce, nu vin la dumneavoastră și îmi fac bilanțul? Da, l-ați auzit pe domnul Ciolacu. La o zi, Mircea Joană a venit cu o replică și a spus așa, că el își face treaba bine pentru România la NATO și că nu este treaba domnului Ciolacu ce a făcut el și ce face la NATO, și să spună ce face ca prim-ministru al României acolo unde sunt întrebări foarte mari. Și aș merge mai departe cu ideea, că știți că a spus că el cumva nu reprezintă cum sau n-a fost spus de România și așa mai departe, nu? Referitor la ce ai spus tu. Da. Și aici a venit doamna Dăncilă și a clarificat toată situația. Despre asta și te las pe tine, Sarmiza, ca să ne lămurești. Pentru că cine a susținut pe cine? Da, toată discuția pe care, sau mă rog, răspunsurile la întrebările care sunt adresate domnului Joană sunt la fel, așa, cu substrat. Că el este singur, că el a meritat singur, că a luptat singur. Ok, domnul Joană are o anumită imagine. Cine îl crede, îl crede. Cine nu-l crede, nu-l crede. Doar că mă bucur foarte tare și recunosc că am sunat-o pe Viorica Dăncilă și am spus că o felicit pentru că ne-a lămurit pe toți. Deci doamna Viorica Dăncilă, atunci când era premier, a semnat pentru domnul Joană, pentru că trebuia să ajungă la noi această funcție, altfel se pierdea postul. Deci, să ne înțelegem. Această abordare a domnului Joană, cum spuneam, de foarte de sus, de foarte o Românie foarte mică pentru domnia sa, nu cred că îl ajută. Dacă vrea să fie
votat și cere voturi și de la Partidul Social Democrat și de la PNL și de la USR. Am văzut că cere voturi de peste tot cei care rezonează cu domnia sa. Acum, mai e ceva. Poți să rezonezi cu un plan și să nu-ți placă liderul. Efectiv, nu mi se pare că este credibil. Nu eu. Poți să spui la modul general chestiunea asta. Deci, domnul Joană a fost foarte obraznic atunci când a spus să-și vadă sau să spună ce a făcut ca premier și vreau să știu în calitate de ce l-a întrebat. De român sau în calitate de și preocupat de problemele românilor sau l-a întrebat în calitate de potențial contracandidat? Pentru că dacă domnul Joană este secretar general adjunct al NATO și un român de orice, din orice clasă socială l-ar întreba, nu vă supărați, ce ați făcut acolo? Poate că bunul simț ar trebui să primeze și să spună, uite, am făcut asta pentru România, că suntem cu toții curioși. Cu atât mai mult cu cât eu vă spun și acum spun pentru prima dată lucrul ăsta și nu o să pot să-mi divulg sursele, sunt destul de multe probleme pentru faptul că domnul Joană, în ultima perioadă, a stat foarte mult în România. Ceea ce n-ar fi trebuit să facă, dar nu este treaba mea să comentez. Eu vă spun că pe surse asta este nemulțumirea celor de la NATO. Bun, asta legat de Ciolacu și Joană. Avem și Crin Antonescu versus domnul Ciucă și aș dori să ascultăm ce a declarat la un post de televiziune fostul lider liberal Crin Antonescu. Eu am spus la un moment dat, într-un context, o formulă colocvială, că nu sunt îngrijorat de faptul că președintele al PNL-ului este un om care are carieră militară toată viața, în general. Am spus, bine ar fi să vină generalul, dar deocamdată generalul n-a venit. Nu în sensul candidaturii anunțate și mai ales producției literare anunțate într-un mod fără precedent. Și pentru că, în general, eu înțeleg un lider care are un plan, care are o ordine, care are un proiect și care îl comunică exact celor care sunt chemați să-l urmeze. Din păcate, deocamdată așa ceva n-am văzut și ca atare generalul n-a venit. Dar nu e vorba aici numai de domnul. Adică o să-i vedem pe unii care strigă, Ciuca nostru, o să iasă președinte. Alții care spun, nu știm dacă va candida Ciolacu, dar ar trebui să candideze și oricum noi vom câștiga. Și încă unul care dă case la 30.000 de euro, atunci noi nu avem iar campanie prezidențială și va fi, cel puțin pentru unul ca mine, alegător și totuși încă membru al unui partid, va fi destul de neplăcut. Cum stăm la dumneavoastră? Vin acum pentru că sunteți din partid și vedeți că un fost șef de partid îi spune, da, domnule, este un om de treabă, domnul Ciucă, da, anturajul din partid, ăia 2-3 din partid îl strică că ascultă. Păi și dânsul a ascultat, nu s-ar miza, chiar aveam o discuție, și dânsul a ascultat de 2-3 din partid. Dar nu asta era problema, că a ascultat. Toți președinții de partid au 2-3 persoane consilii. Foarte bine. Nu, nu, eu spuneam altceva. Eu spuneam că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și atrăgeam atenția că, în general, președinții de partid sunt foarte greu de abordat. Și că cei care vor să vorbească cu ei așteaptă pe tot felul de culoare, pentru că sunt într-adevăr cele 2-3 persoane care blochează comunicarea cu președinte. Vă rog, comentați. Ceea ce pot să spun e că am tot respectul față de toți foștii președinți ai Partidului Național Liberal. N-aș putea, nu am nici măcar pe aproape experiența domnului Crin Antonescu să încep să mă compar sau să-i dau lecții. Ceea ce pot să vă spun cert este că da, evident, candidatul Ciucă la președinția României va avea un program de guvernare, va avea o propunere. Încă nu a început campania prezidențială în adevăratul sens al cuvântului. Vom prezenta acel plan de guvernare în probabil, cel mai probabil în luna septembrie, atunci când toată lumea se întoarce din concedii și atunci când putem să lansăm într-adevăr discuția pe fond, discuția despre viziunea pentru România pe care o au candidații și discuții mai puțin relevante de tip cine, ce, cum, culoarea ochilor. Dar îi dau dreptate domnului Crin Antonescu, avem nevoie de un plan clar și acesta, sigur, va veni și va fi prezentat așa cum trebuie să fie. Evident că urmează și congresul PNL, unde îl vom vota, îl vom prezenta, în primul rând noi, bun, liberali. Deci anul ăsta o să avem doar congrese. O să aibă contracandidat? În PNL?
Acum, eu mă îndoiesc. La Partidul Democrat din Statele Unite. Și perdonat, nu mai simt ce am fost. Dacă eu sunt în concediu, vreau să văd programul de noastră de guvernare. Pot să fac și eu? Eu trebuie să... El trebuie votat în interiorul partidului. Eu trebuie să recunosc un lucru. Păi, în septembrie, dacă mergeți, o să-l puteți vedea atunci. Ceea ce pot să vă spun sincer este că după ce am văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite, bâlbele noastre de la primărie mi s-au părut mai puțin grave. Adică... Da, se întâmplă și la case mai mari. Le corectăm bâlbele după o scurtă pauză de publicitate, când continuăm tot cu acest subiect, să vedem și restul părerilor despre aceste declarații pro sau contra. Am revenit în direct, mai zăbovim foarte puțin la sondajul curs. Este momentul să mergem spre domnul Covaci să întrebăm despre aceste replici între un fost lider PSD, un actual lider PSD. Cum catalogați asta? Cât de mult ajută posibilii candidați la prezidențială? Răspunsul lui Mircea Joană față de solicitarea normală a lui Marcel Ciolacu este unul arogant. Este unul arogant, în primul rând, față de români, pentru că românii normal să poată să ne întrebe ce a făcut acolo la NATO în toată această perioadă. E ceva absolut normal să dai la un moment dat o deslușire, o descărcare, o situație, să spui ce ai făcut. De la mână, mai e o problemă. Sunt niște fake news-uri lansate de momentul de față de Mircea Joană legate de PNRR, de și de partea legată de dezvoltarea economică. Și lucrurile acestea spuse în condițiile în care chiar cu puțin timp înainte, cu o zi înainte, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a dus un raport care ne situează undeva, avem 38 din 66 de, sunt date, de aia le citesc, din 66 de reforme asumate, ceea ce reprezintă peste jumătate, 57% din total, iar progresul cel mai consistent s-a realizat în actualul mandat de premier, 29 din 38 de reforme asumate. Ei, în condițiile acestea să spui că suntem la coada clasamentului doar pentru că ești în campanie, potențială campanie electorală prezidențială, nu este normal și nu este loial față de România. Dar probleme la PNRR au fost și mai sunt încă. Deci nu chiar așa de roz, dar asta e o altă discuție. Eu ca cetățean vreau să fie 100%. Dacă eu vă demonstrez că a fost ministru, că trebuia să fie până acum implementat, pe dumneavoastră, nu, acum serios, poate cineva din PSD sau de... Știți ce înseamnă reforma acolo? Eu mă ocup de chestia asta. Eu încă nu ies, că nu pot, am zis că nu mai vreau să mai dau, că m-am săturat să dau. Te lași pe românii ăștia să caștere bine, ok, să înțeleagă singuri. Dar nu faceți mișto de toți. Pentru că dacă intru și vă explic eu ce și cum e acolo, credeți-mă că sunt departe de adevăr. Și la urmă, noi ca român, am dreptul să vreau mai mult decât ne vând nouă partidele. Eu vreau să fi fost pe DNR-ul până acum implementat. Și ce înseamnă reformă? O lege, un proiect de lege. Intru cu Joana în... Mircea Joană. Dar nu intrați în asta. Care este logica electorală? Nu băgați pe Joană în asta. PNRR-ul nu este subiectul... Nu băgați pe Joană. Eu vă invit cu drag să facem o ediție specială de PNRR, pentru că e un subiect mai vast. Marcel Ciolacu nu trebuie să intre în discuție cu Mircea Joană. Absolut deloc. El este prim-ministru, este șeful cel mai mare partid din România. Și are o șansă, are un culoar. Iată să vină să arate în fiecare zi, domnule, ce face, ce au, sau, ce, sau nu știu, să spunem noi că a făcut el. Nu trebuie să ne spunem ce a făcut el. Dar părerea mea că am biat greșit, pentru că nici Mircea Joană la Odică n-are cum să spună dacă ar fi făcut ceva pentru România. N-are cum, că înseamnă că leagă ea de acolo. N-a făcut, poate, mai mult ca sigur. Dar dacă ar fi făcut ceva, cum să vă spun? Păi eu dacă veneam la NATO și încercam să fac cu România contracte cu tare, să mut contractele parte în alta în România, să fac ce facă România, să producă România, să decizi să facă fabrica de în România și nu în Ucraina și multe altele. Păi mă legau alții. Păi, dar stai puțin, că e vorba de... Nu, e vorba de cum gestionez comunicarea, că dacă asta ești doar ceva, de sus... Păi asta despre ceva, vorbim, dar spune că are echipă nimeni... bună, așa spune lumea, că are echipă foarte bună la NATO. Da, bine, foarte bine, dacă are o echipă foarte bună, e regulă, da. Una este să spui, nu pot să răspund, ceea ce nu e deloc bine în comunicare. No comment-ul lui Aurescu nu este bun în comunicare, dar nu poți să spui, să-l intereseze mai bine să spună el ce a făcut. Nu se aruncă așa. Asta nu este o comunicare... Noi știm că Mircea Joană ne-a
demonstrat la întâlnirea cu Băsescu că nu știe, nu simte nu imediat. Știe. Păi, când ăla servește Băsescu, tu puteai să câștigi în noaptea președinția României doar printr-o replică isteață. La fel și, la fel și aici, la fel cu lista la Bruxelles. Haideți că altă replică de a lui Victor adevărat, Ponta, că ei au furat mai mult decât noi. Adică ții minte cine? Replica asta, nu, asta când a zis cu Victor Ponta. Nu, aia cu Sov, nu, eu mă refer la aia cuvântul. Da, dar după ce, păi da, dar când ori câștigat atunci... El nu știe și cu întâlnirea de la Bruxelles, cu, cum ai zis, cu Marcel și cu Mihai Tudose. El trebuie să știe cum să dea replica aia. Nu se dă așa. Era tot la noastră, era aici. O să, o să ajungem și la, la nominalizările pentru comisari politică... europeni. Dar, până atunci, aș vrea să mergem la un alt subiect. În weekend a avut loc și zilele trecute. Universitatea de Vară de la Băile Tușnad se alătură discuției domnul deputat Sabodin de la UDMR. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit, dumneavoastră și mine. Bine v-am găsit și noi, domnule deputat. Aici au fost mai multe nuanțe. Victor Orban a venit la București, s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu și cu Kelemen Hunor la un mic dejun, la o masă, unde au discutat, spun ei, despre două teme acolo. Despre Schengen, da? Ungaria este la președinția Consiliului Uniunii Europene, că o să ne ajute până la finalul anului. Ciolacu a și întărit această idee, că ne vom integra și pe cale terestră și despre mult discutat ta linie de cale ferată Budapesta, Cluj, București. Țineți minte, ați fost ministru. Se discută asta de, cred că, peste 10 ani mai mult, despre mai această mult. Linie și vreau să vă întreb foarte pe scurt și vreau să mă duc pe urmă la domnul Szabo. Cât de ungurii și-au făcut infrastructura. Deci ungurii pe bani europeni până la graniță au și-au și pus relief, la punct. Au și, nu se compara. Au și relief, dar și-au pus acolo. La punct. Pot să vin cu trenul cu orice viteză. Dacă mă rog, nu să faci, faci. Poți să fie munții în România, cât Tatra. De realizabil o linie de asta? Că la noi construim 30 de kilometri de cale ferată. În... Trebuie să fim corecți. Astăzi este mult mai fezabil a se realiza astfel de proiecte mari și asta nu e o laudă neapărat pentru Sorin Grindeanu sau Marcel Ciolacu. Dintr-un anumit motiv, astăzi este mult mai fezabil. Pe mine mă îngrijează nu că, că domne, nu le fac. Nu, le vor face. Problema este, după aceea, economii vorbind, cu ce întreții toate aceste lucruri sau că nu că de unde le faci. Da? Nu asta e problema. Deci, părerea mea că se poate face. Planurile există deja. S-au discutat despre acest de proiect, cum a spus, de foarte mult timp. Există SF-uri făcute, studii de fezabilitate. Ideea este să înceapă, dintr-o parte sau altă, să înceapă. Mai bine dă ungurilor, uite, le propun o soluție acum, fără niciun ban, da? Mai bine, tocmai că, pentru că s-a dovedit că Ungaria, când vrea să facă, face, o singură soluție pe care am dat-o și domnului prim-ministru din Serbia, aceeași chestie cu autostrada Belgrad-Timișoara, domnule, vorbește, fă asocierea că se poate face între două state membre, Ungaria se apucă și construiește această cale ferată, chiar și pe teritoriul României, și sper să nu fie vreun tâmpit care să mă contrazică, că chiar mă aș... Deci poate să facă el și el că plătește pentru partea de lucrare pe care guvernul ungar îi spune, domne, asta este devizul, asta plătește, din soluții, banii tăi. Soluția ar fi, da. Ca să nu mai facă licitații în România, să nu mai bage mâna băieții în burcanul cu miere, să nu mai întârzie lucrările și mai departe. E simplu. Dar aș merge la domnul deputat. Victor Orban a afirmat la Tușnad că vestea bună este că nu a primit instrucțiuni de la București anul acesta ce să spună și ce să nu spună pe cale diplomatică. Ba mai mult, domnule Szabo, cum caracterizați, cum analizați speech-ul domnului Orban de la Băile Tușnad? Uitați, acest eveniment are loc în acest an de 33 de ani. Deci nu este un eveniment care să fie la prima ediție. Doar că aici se fac aceste declarații tot timpul deranjante de o parte și de alta. Aici... Nu. Ascultați-mă. Cred că oamenii normali la cap și mă consider și ne considerăm, cred, majoritatea, sunt interesați și sunt absolut convins că și Marcel Ciolacu și Victor Orban și toți cei care suntem în viața publică suntem interesați de o relație bună de vecinătate cu toți vecinii, de o relație bună de vecinătate între România și Ungaria. Acest discurs este un discurs de 25 de ani care este într-un cadru mai relaxat de Academie de Vară, unde sunt invitați inclusiv politicieni sau intelectuali români, care a fost și Traian Băsescu la un moment dat, dacă mai țineți minte, pe aceeași scenă alături de Victor Orban, au fost și alți prim-ministri invitați sau prezenți. De data aceasta, întâlnirea între prim-ministri a avut loc la București. S-au vorbit despre relațiile economice, România și Ungaria fiind parteneri
parteneri economici importanți, a treia țară ca și parte comercială pentru România este Ungaria. Deci eu cred că este un lucru bun că s-au întâlnit cei doi primiști. Discursul este o viziune a lui Viktor Orban despre ce se întâmplă astăzi în lume. A fost un discurs de circa o oră jumate în care a vorbit despre ce vede dânsul și care sunt previziunile dumnealui, cu care poți să fii de acord sau poți să nu fii de acord. Aceste viziuni nu sunt unele noi spuse doar în România și doar pentru noi și doar în Transilvania sau doar pentru publicul de aici. Le-a spus în acest an lui Scholz că s-a întâlnit cu Olaf Scholz la Berlin de două ori în acest an. S-a întâlnit de două ori Macron, s-a întâlnit cu Macron de două ori. S-a întâlnit cu Meloni de două ori. Dar deci cum ați văzut, domnule deputat, lauda adusă lui Putin? Pentru că aici a fost marea problemă. Domnul Ciolacu a reacționat cumva mai light, mai ușor la această chestie, a spus că e treaba dânsului, a spus ceva de România, nu, astfel de declarații a făcut și la Budapesta și la Bruxelles și așa mai departe, dar s-au supărat foarte mult polonezii pe domnul premier Viktor Orban și ministrul adjunct polonez de externe a cerut Ungariei, sau mă rog, ca Ungaria să fie scoasă din NATO, dar și din Uniunea Europeană. Iată că a făcut un pic de vâlve declarația domnului Orban la nivel european și tocmai la un coleg din grupul Visegrad, ca să subliniez. Asta a spus cel polonezul, deci ca să spun așa, ministrul de externe polonez, nu ministrul asta a spus, adjunct, dar este o adversitate. Este o adversitate, știți foarte bine cei care cunoașteți politica europeană, destul de veche între Donald Tusk și Orban Viktor. Orban Viktor este și a fost în relații foarte bune cu PIS-ul, cu cei care au condus până mai de un azi Polonia, cu președintele Dudek, care este din partea PIS-ului, dar să spunem mai conservatori, și nu cu cei care sunt de centru, politica de centru a lui Donald Tusk. Donald Tusk a fost și, dacă mai țineți minte, liderul propus de către Partidul Popular European în diverse funcții europene, și atunci au fost aceste discuții. Aceste discuții continuă și a spus un adevăr de altfel cu privire la Polonia. A spus că sunt fățarnici în sensul în care au discuții, spun întotdeauna că trebuie să avem sancțiuni dure împotriva Rusiei, pe când Polonia are contracte pentru o capacitate întreagă de rafinărie din Rusia. Și acestea au scos dovada că Polonia în momentul de față importă petrol și din rafineria respectivă, motorină și tot ce este acolo rafinat pentru Polonia. Deci au acest dublu limbaj și de aceea s-au supărat polonezii spunând, domnule, dar nu ne dați voi lecții ungurilor, dacă nu vă place, ieșiți. Nu a spus ca să fie dați afară, a spus să ieșiți. Lucrurile sunt politice. V-aș întoarce puțin la politica internă și aici avem o nuanță UDMR-PNL. Pentru că purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, a reacționat după ce fostul ministru al mediului, Tanțoș Barna, ar fi susținut că după alegeri maghiarii din România vor fi mai aproape de autonomie. A și venit replica PNL, cu cât vor fi mai aproape de tema autonomiei, cu atât vor fi mai departe de viitoarea guvernare. Vreau un comentariu de la dumneavoastră și apoi mergem și la un comentariu din partea PNL. Nu știu, domnul Stroie, nu știu ce a comentat, nu am văzut comentariul dumnealui. UDMR și comunitatea maghiară niciodată nu și-a dorit modele pentru minoritate care să nu fie validate în cadrul Uniunii Europene, dacă toți suntem așa, hai să spunem așa, îndrăgostiți de această Uniune Europeană, pe care eu cel puțin o susțin cu toată tăria. În Uniunea Europeană, în Tirolul de Sud, de exemplu, sau în momentul de față, inclusiv Franța, care este un stat național foarte puternic înregimentat în această zonă, acordă autonomie Corsicii. În acești ani sub Macron au fost aceste discuții. Și am zis că vorbește liniștit. Dar nu puteți, domnule, fără autonomia asta, nu puteți sta în România asta fără autonomie. Acum, domnul deputat, sincer, acum, mi-a spus până acum, vedeți, mi-a plăcut. Domnul Eugen Teodorovici. Nu, că ne știm. Domnul e un super
ok și încă o dată, ca toți sudemeriștii foarte bine pregătiți. Dom'le, dar acum vă întreb de la român la român, să zic așa. Dom'le, nu puteți fără autonomia asta? Da. Pot, eu vreau să vă iubesc până la capăt. Dacă nu vorbiți de autonomie, Domnule Odon, ca să vin în completarea celor spuse de Eugen Teodorovici. Am o rugăminte la dumneavoastră, am tot încercat să prind acest moment, nu la dumneavoastră neapărat, dar s-a nimerit să fiți aici. Puteți să ne definiți și nouă ce înseamnă această autonomie? Ridicați garduri, vreți școli, vreți... Eu am înțeles că sunt legea. Școli, dar oamenii se uită la legea. Noi. Am citit legea, te ia capul. Eugen, oamenii nu se uită la lege acum. Lasă un domn de la UDMR să ne spună exact ce înseamnă această autonomie. Că eu nu înțeleg. Românii nu știu nici măcar cât e prețul la ce mai departe, ce face deci guvernul. Dar ce face UDMR? Lăsați-l pe domnul. Deci, da, vreți să aveți și nu aveți în România. Deci, în momentul de față, sunt trei tipuri de autonomii și există un model asumat, printre altele. Sunt două lucruri de care vorbim. Vorbim de autonomie culturală, asumată de către PNL și PDL la guvernare în 2007 și îl avem ca și model de autonomie culturală în legea minorităților naționale, în Parlament, prezentat de către Guvernul României și asumat de PNL, PDL, UDMR în 2007 sau 2006 și există această lege în Parlament și care nu a fost din păcate adoptat. Așteptăm ca să existe posibilitatea ca din nou o majoritate parlamentară să poată merge mai departe. Și ce înseamnă, de exemplu, această autonomie? Exact ca și românii din Ungaria. Pe instituțiile, dacă o să luați ce înseamnă autonomie culturală a românilor din Ungaria, toate instituțiile de cultură, toate instituțiile de învățământ, sunt în custodia oarecum ale comunității respective. Participă la luarea deciziilor, sunt parte în ceea ce privește numirea în instituțiile care țin de identitate. Și acest lucru a fost asumat de către Guvernul României doar pe jumătate. În sens că legea este, a trecut de guvern, a fost adoptat în guvern și nu a mai trecut în Parlament. Dacă legea a fost respinsă. Citiți legea, vedeți cum e legea. Nu este respinsă. Credeți-mă că știu despre ce vorbesc. Dacă nu e respinsă, este foarte grav dacă nu e respinsă. Înseamnă cineva ne-a păcăit la Parlament. Bun, doamna Mardaroviç, vă rog. Să menționez aici două lucruri. În primul rând, despre prezența domnului Orban în România, pot să vă spun un singur lucru. Cred că domnul Ciolacu a reacționat foarte relaxat vis-a-vis de toate părerile expuse de domnul Orban, pentru că domnul Orban este musafir și nimic mai mult în țara noastră, mai ales atunci când este un oficial al altei țări, trebuie să respecte niște norme pe care, da, le solicită frumos, printr-o scrisoare, țara care îl găzduiește. Și nu era adecvată apropo-ul pe care l-a dat și îmi pare rău dacă n-a primit de data asta niște linii deci directoare pentru că ar fi fost... Nu, îl criticați acum. Pentru că ar fi fost adecvat liberal, să facă așa. Că era ușor. Dincolo de asta, sau nu? Vă pot să vă spun următorul lucru despre domnul Orban. Îl criticați pe Ciolacu sau nu? Că eu nu critic, eu vreau să-l aud. Mă lăsați să-mi termin gândul. Mă lăsați să-mi termin gândul. Momentan ceea ce pot să vă spun este că, din punct de vedere diplomatic, nu este în regulă ceea ce a făcut și cum a procedat. Dar totuși nu mi se pare normal, nu i-a spus nimic. Exact asta mă dezamăgește. Nu mi se pare adecvat ca un om să vină în România, mai ales un reprezentant al altui stat, și să ducă și să țină un discurs clar împotriva strategiei pe care o are țara respectivă. Vă readuc aminte că el n-a venit la un summit, pentru că da, el declarațiile pe care le-a făcut anti-UE le-a făcut și la Berlin, dar era la un summit la care era invitat. Nu era pe teritoriul țării noastre, vorbind aberații. Dincolo de asta, eu nu vreau ca maghiarii din România să fie pro-putiniști, pentru că el încearcă acum să... Dar nu a zis nimeni să... ca maghiarii din România stați așa, sunt pro-putiniști. Într-o anumită măsură, el se erigează în a fi liderul lor, nu? Și atunci când un lider vine și spune că Putin nu e atât de rău, chiar dacă o omoare și face... Șoșoacă, nu, mă scuzați. Că păi e, da, și sunt de acord. Și, atunci... și cu doamna Șoșoacă am egală problemă. Mai că este cetățean român, nu reprezintă alt stat. Doamna Șoșoacă poate în România... Eu consider că domnul Orban se poate să-și exprime ce opinii vrea. Ce opinii vrea în țara lui? Ce opinii vrea? Stați un pic, aici, de la listă, numai o secundă, că acum vă iau apărarea.
niciodată un lider, că este sau nu de calibrul lui Victor Orban, că ne place sau nu ne place Victor Orban, care e un lider așa cum știe el să fie și așa cum este îmbrățișat de ceilalți, nu o să primească o listă de ce trebuie să spună și de ce nu trebuie să spună, pentru că este într-o țară europeană, pentru că și Ungaria este o țară europeană, exact. Pentru că vorbim despre un lider european și de la noi tot de un lider european. A deci fost chestiunea cu lista cade din start. Asemenea, gafe diplomatice nu se fac. Păi nici nu s-au făcut anul ăsta. Păi s-au anul ăsta nu. Nu, dar lista aia știm noi, asta a spus Orban că a primit o listă despre ce să spună și ce nu să spună. Noi la noi... A confirmat anul trecut, credeți-mă. Deci anul trecut s-a confirmat lista. Pentru că mie mi se pare, din punctul meu de vedere, mie, eu, ca stat român, într-o situație tensionată, cum îl avem pe Putin cu război la graniță, nu mi se pare adecvat, chiar nu mi se pare adecvat să primești în țara ta un om care vine cu un astfel de mesaj. La el acasă să spună ce vrea. E adevărat că eu fiind din Republica Moldova, am o mare problemă atât cu tot ce vine mesajul estic pro-putinist, pentru că sunt trecută. O vezi pe Maia Sandu, care e cel mai bun agent al lui Răzvan Sandu, al lui Putin. Credeți-mă ce vă spun. Vă respect și vreau să vă respect în continuare. Vă rog eu mult să nu intrăm în teme pe care poate nu le stăpâniți atât de bine. Da, eu știu că trebuie să vă cred atât, pentru că dovezi nu aduceți. Dumneavoastră, ce ați făcut în viața voastră ca să putem să vă credem pe dumneavoastră? Ce ați făcut ca să vă putem crede? Ce anume? Dați-mi un exemplu. Acum eu sunt și de partea unei organizații de tineri la nivel global de 10 ani, să știți. Ce ați făcut? Și fac diplomație internațională de mai bine de 10 ani. Domnule, concret, stați-vă că eu mâine. Domnul deputat este pe Skype, nu are privilegiul să fie aici ca să asiste la discuții. La forumul lui. V-am spus, sunt de acord cu Orban, foarte bine, și Ciolacu a spus foarte bine, chiar sunt ok. Să-i dăm cuvântul, da? Domnule deputat, vă rog. Deci doar atât. Eu cred că acest mesaj este comentat în momentul de față, din păcate, fără să fie citit în integralitate. A fost un discurs de o oră jumate. Nu l-aveți tradus nicăieri, domnule Odon, l-am căutat eu. Degeaba, gândiți-vă la în ce situație suntem puși, în condițiile în care limba asta este extraordinar de grea, are nuanțe și are substraturi pe care Victor Orban le folosește. Nu l-aveți tradus nicăieri. Adică avem din când în când câte un pasaj pe aici pe acolo prin presă. Ajutați-ne cu chestia asta dacă vreți să fim informați. Corect. Deci asta că să-mi traducă, sincer. Nu, și eu spun este, la fel. Este un discurs de oră jumate care a ajuns doar anumite fragmente. Da, nu a existat o laudă către mine. Spune în felul următor. Domnule, lumea este în schimbare. A făcut o analiză, hai să vă dau doar câteva mesaje. A spus așa. Lumea este în schimbare. Întrebarea este dacă în momentul de față Uniunea Europeană este în centrul schimbării, care poate să fie un promotor în ceea ce înseamnă noua lume, sau va fi o anexă a Statelor Unite, sau va fi o anexă pe această chestiune, fără să aibă propria strategie. Și a spus foarte clar că este de acord, de exemplu, și se află foarte aproape în acest context, de modelul macronist, care înseamnă o Europa puternică, care să nu depindă de alții. Și în acest context, într-adevăr, a făcut o referire și la zona Rusiei, în care a spus că Rusia, din perspectiva lor, pentru că trebuie să înțelegi și perspectiva celuilalt, din perspectiva Rusiei, este foarte rațională, nu din perspectiva noastră, din ceea ce face el. Dacă tot spui că celălalt ar trebui să facă ceea ce gândești tu, atunci nu o să înțelegi niciodată el de ce face anumite lucruri. Bun. Și a spus, domnule, uite, eu sunt un promotor al păcii, pentru că războiul, în momentul de față, dacă se ajunge la un război mondial, acela, din păcate, este foarte greu ca să nu fie un război cu arme atomice. Și eu cred că în acest context ar trebui toată lumea să nu discute despre lume doar în ideologie, ci să avem puțin piciorul în apă rece și să vedem care este rolul nostru. Noi suntem interesați și aici vă spun, nu vă temeți de cum să arate comunitatea maghiară sau de altă parte. Toate sancțiunile împotriva Rusiei au fost adoptate în unanimitate, deci inclusiv voturile Ungariei. Inclusiv
Toate. Nu se poate. Toate sancțiunile. Adică cineva din bună... Vă mulțumesc, domnule deputat, vă mulțumesc. Deci fără autonomie, România. Fără autonomie și foarte bine. Și noi de ce nu negociem în interesul României? Maghiarii sunt pragmatici. Ceea ce e foarte corect. Când România au spus să negocieze cu guvernul român, nu trebuie să învățați politicienii români politică de la UDMR. Acest pragmatism se mai numește altfel în popor, dar aș vrea să nu-l spun. A avut de pierdut. Basarabia când am pierdut-o, am pierdut-o pentru că am fost pragmatici. Bun, haideți... Cine, românii? Haideți... Și când am făcut România... Când s-a făcut România mare, o concluzie scurtă o să vă rog. Mergem de acolo așa, da. În jurul mesei. Și domnule Iodan, o să aveți cuvântul, nu plecați, o să vă dau cuvântul ultimul. Scurt, vă rog. În politica externă trebuie să dăm dovadă de pragmatism, dacă se poate să nu mai întrerupem. Și despre asta a fost vorba la premierul Marcel Ciolacu. A avut o întâlnire directă cu omologul lui, Este omologul. Da, omologul lui, da. Și s-a concentrat pe trei subiecte importante. Unul este intrarea în spațiul Schengen terestru, care e un aspect care ne interesează în mod direct. Pe bunguri, cred că mai mult decât pe români, la cât se luptă ca să bage România, credeți-mă, în Schengen. Conectivitatea terestră și feroviară între cele două țări, deci automat între România și UE, dar prin Ungaria. Și al treilea aspect este partea legată de securitatea energetică din zonă. Și aceste trei subiecte au fost în principal discutate, altele nu. Partea legată de ce a declarat Victor Orban la școala de vară e o chestiune care excede și nu are legătură cu întâlnirea de la 20 de secunde, vă rog. Alte 20 de secunde. Ca să ajungem să vorbească toți, vă rog, 20 de secunde. Cred în libertatea de exprimare. Așa. Nu mi-aduc aminte vreodată ca un reprezentant al României să fi făcut prea multe declarații incendiare când era musafirul altei țări, dar poate nu mi-aduc eu aminte și o să mi-aduceți aminte dumneavoastră. Dar ceea ce pot să vă spun este că, din punctul meu de vedere, România are un partener strategic în Statele Unite. Trebuie să mergem mai departe pe acest parcurs pentru că este important pentru noi. Bun, mulțumesc frumos, Sarmiza. Eu rămân la ideea că pentru a face pace, că a început foarte mult să se discute despre pace, e nevoie de ambele părți. Nu poți să discuți despre pace fără ca cele două părți beligerante să fie la masă. Și cum anume se întâmplă asta? Că noi am pierdut acest... această șansă de a fi un moderator între cei doi atunci când a fost OSCE-ul, e o chestiune cu care eu nu pot fi de acord. Faptul că rușii nu au primit de la noi viză pentru a se discuta la OSCE, fix problema păcii. Bun. Scurt, n-a fost un mic dejun pentru temele respective, a fost un mic dejun că Orban venea în România și trebuia să-i se facă și o discuție la București, ca să fim corecți. Nu are cum Ungaria să decide ea sau într-un fel sau altul, decât poate să ne sprijine pentru Schengen. În rest, nu are cum să influențeze jocul acesta. Ceea ce ar fi minunat. Așa, și ce vreau să mai zic? Și mai puțin, investițiile a treia țară, Ungaria, vis-a-vis de România, ca și investiții, nu România, în Transilvania. Că nu știu de o investiție maghiară până Constanța. Păi investiți, domnule, și în Ungaria, atunci, la românii din Ungaria. Eu spun ceva? Ce este adevărat? Mă puteți contrazice că nu? Mergem la domnul Eden, la domnul Sabo Eden. Vă rog, 10 secunde, că încheiem emisiunea, vă rog, domnule deputat. Hai să glumesc tot așa cu domnul Teodorovici. Poate mai intrați la o benzinărie mol și în București. O să vedeți investiții și se mănâncă bine, okay. E frumos. Autostrada până la Timișoara are destule moluri. Credeți-ne că ne ajung. Și la Constanța. Bun. Sau la OTP, care tocmai a fost cumpărat acum de Transilvania. Aia a fost o greșeală. Trebuia să o cumpere statul român și trebuia să insistați și să făcea business cu Orban în altfel, dar din păcate... Bine. Hai să spunem. Da. Eu cred că 10 secunde, nu mai mult. Deci suntem interesați. Doar un singur lucru. Eu cred că este foarte important ca în vecinătatea noastră să avem relații bune cu toate țările vecine. În momentul în care ai în țară o comunitate importantă, cum este comunitatea maghiară, care este mai mare decât Malta, decât aproape cât Estonia. Comunitatea maghiară din România este cât aproape întreaga Estonie, așa, sau mai mare decât Muntenegru ca și număr, sau Luxemburg. Încheiez, domnule, eu cred că este foarte important ca să ai relații bune cu aceste comunități și inclusiv cu țara
mama acestei comunități. În acest context, eu cred că a fost un lucru bun că domnul Ciolacu s-a întâlnit cu domnul Orban și au discutat. Aceste lucruri ar trebui să fie mai des și pe multe alte paliere. Vă mulțumesc foarte frumos, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Eu vă dau întâlnire mâine seară de la ora 19 și o să discutăm și despre temele cu care v-am rămas restant în această seară. Au fost discuții interesante, rămâneți pe Metropola TV, numai bine!